UTA este în fața unui meci foarte important, cel cu Rapid în Giulești, care va avea loc miercuri de la ora 21. Rapidul, chiar dacă a pierdut în etapa precedentă, încă visează la titlul de campioană pe care nu l-a mai obținut de când l-a avut pe bancă pe Mircea Rednic. Și noi și jucătorii ne gândim, e clar că nu ne ducem acolo doar să ne prezentăm, e clar că mergem să încercăm să luăm cel puțin un punct. Și am făcut-o contra echipelor bune, a precizat Rednic. Mergem să jucăm, cum am făcut-o tot timpul. Știm, eu mai ales știu ce înseamnă Giulești, atmosfera care e acolo. Dar chiar asta l-am spus ieri, că trebuie să fie pregătiți din punct de vedere, eu știu, mental, eu știu, ca atitudine, ca încredere. Sunt doi jucători titulari, e problema de under, e problema de fundaș stânga, dar eu zic că au soluții. Nu-i prima oară când ăsta Borzan a jucat, când a mai fost parcă suspendat sau accidentat. Deci au soluții. Iar de la mijloc în sus au calitate foarte bună și pot să facă diferența. De aia trebuie să fim foarte atenți. În momentul când pierdem mingea să nu le dăm spații, pentru că au viteză, au calitate de unul contra unul, tehnică bună. E o echipă puternică.